proprietarul de a spori dubiile lui Vedi Iordănescu cu privire la portarul care va face parte din lotul pentru campionatul european, portarul din Superliga. Pentru că altfel, mă gândesc că Niță și Moldovan sunt bătuți în cuie. Florin Ștefan marcase primul gol din acest sezon în ultima etapă a sezonului regulat, adică la meciul jucat de seară la Ploiești, câștigat de Șep și cu scorul de 2-1 în fața Petrolului, atunci un gol foarte frumos al jucătorului care poartă 3 pe tricou. Iată apariția lui Târnovanu, de Beriu era acolo în duel cu Înghezana, apare și Târnovanu în zonă, nu ajunge la minge, iar Ștefan are de devenit aproape o formalitate, pentru că iată, are timp să pregătească șuturi și să trimită mingea în poartă. 2-2 între Șepși și FCSB. Oare ce ne mai rezervă ultimele minute acestei partide? Practic e asist Înghezan aici. Târnovanu a ieșit